Бунгасит приятель, Сент Михай Спанов, кон видео экспликатив дис пресайтл басай. Înțeleg că mulți din voi nu înțeleg ce trebuie de făcut pe acest site. Site-ul este, așa să spunem, complicat. Deci eu acum detailat voi încerca să spun ce trebuie de făcut pe acest site. Aici sunt trei căi de a câștiga pe acest site. Primul este concurs. Deci concursul este legat cu perioada de 10 zile. Deci odată în 10 zile se fac totalurile. Deci acum vedeți, s-a început altă perioadă de 10 zile. Eu am participat într-un concurs de 10 zile. S-au făcut totalurile. 4 ore în urmă. Și acum undeva 3 ore în urmă. După ce s-a terminat, s-au spus rezultatele în direcția leaderboard. Dar când începem alt concurs, noi trebuie neapărat să apăsăm pe start contest. De ce? Căci participarea în concurs nu costă gratis, dar costă 500 de monede. De ce? Ca să aveți cu ce participa, nu uitați în fiecare zi să intrați pe acest site și să faceți claim. Deci să primiți moneta care se dă zilnic 70 de monete pentru că ați intrat pe acest site. Și în 10 zile adunați 700 de monete, din care să aveți 500 pentru a plăti intrarea în concurs, 200 o să rămână venit. Deci, prima cale, adunăm monete. La fel, monete se poate de adunat din invitații. Deci, din invitații care vin după linkul nostru de referal. Deci, aici ia la invite friend. Deci, este linkul sau aici apăsați pe airdrop living. Unde este linkul de referal, îl copiați și îl dați la cunoscuți. Pentru fiecare invitat, în primul nivel aveți 300 de monede. Pentru nivelul 2, deci invitații voștri, dacă ei la fel invită, deci primiți și din invitații lor, deja 150. Și așa de nivelul 3 aveți 70, nivelul 4 30 și până nivelul 6. Și așa se adună monete. Deci aceste monete, ele, din data de 15, din 18 iulie, se va putea dat la scos. Pentru ce va trebui să vă creați cont în site-ul Nebulas. Căci pe acest portofel vor fi trimise monetele. Aici, vedeți, este o formă unde apăsați și vă creați portofel. Portofel se poate de creat în două variante. Este pentru telefon Android. Deci portofelul nu se creează pe calculator, dar pe telefon mobil. Deci uitați ce telefon aveți și acela descărcați portofel. Deci pentru iPhone, aici apăsăm. Pentru Android, aici apăsăm. Și instalăm portofelul pe telefon. După aceea, copiați portofelul și depuneți aici cerere pentru a vi trimite monetele. Deci este o formă unde completați datele, username-ul în site-ul basai.io și username-ul la Nebulas. Și trimiteți. După 18 iulie ei vor trimite, dar pentru ca să aveți ce schimba, în primul rând trebuie să aveți monete aici adunate. Deci asta e a doua cale de câștig, deci adunăm monete. Și a treia cale este din airdrop-uri.
HCS airdrop, airdrop concurs în care vă calificați ori nu vă calificați. Acest concurs, în concurs în airdropurile acestea, ele se pornesc conform timerului și în fiecare airdrop scrie câte satoshi, deci satoshi se scot pe portofel Bitcoin. Build acesta care va starta peste 6 zile, bonusul va fi 300.000 de satoshi, dar câți se vor califica, la atâția oameni se va împarte această sumă. De pildă mai jos sunt airdrop-uri care deja s-au petrecut și aici scrie de pildă 200.000. Cine au deschis moneta aceasta? Unde vedem care monete avea deschisă? Aici ea. Eu de pildă am 3 monete deschise. Această monetă încă nu l-am deschisă. Unde scrie că trebuie să aveți două concursuri în care cel puțin ați participat, 300 de invitați și să fiți în top 800. Unde vedeți informația în ce nivel sunteți, intrați în My Account. Și aici se vede că eu am două concursuri deja participare. Un concurs durează 10 zile, încă o dată am spus. 17 tranzacții. Locul meu este 1330. Sunt peste 100.000 de oameni deja înregistrat, deci totuși nu e rău. Eu am avut în primul concurs, prima săptămână asta, 10 zile. Venitul la mine a fost 3,3%. Deci din 10.000 eu m-am ridicat la 10.333 dolari de pildă. Unde se vede? La leaderboard. Dacă într-o acolo să vede informația aceasta, deci uitați. 10.330. Acum dacă de pildă peste 10 zile eu mai adun vreo 1.000 dolari, de pildă la mine o să fie 11.300. Deci scopul meu este să ajung pe primul loc. Primul loc undeva 600 dolari primești. Sau, cum vedeți, 200.000 de monete. O sută de monete e 30 de cenți, deci puteți să vedeți cât fac 200.000. Și așa mai departe. Deci 333 de monete și așa mai departe. Deci trei variante de a câștiga sunt aici. Cum am spus, una din concurs, depinde ce loc ocupați. A doilea din adunarea monetelor, intrați zilnic și faceți 70 monete. Și a treilea din airdrop-uri. Dacă să deschizi airdrop-uri, trebuie să fiți activ, deci să îndepliniți careva condiții. Vedeți că de pildă moneta aceasta scrie că trebuie să fii participant la 4 concursuri. Eu încă mai am, încă 2 concursuri de pildă. Pe urmă, 30 de zile la rând să fac strângerea monetei. Deci dacă întrerupeți o zi, începeți la început. De ce trebuie în fiecare zi? Eu acest lucru n-am știut. Am uitat pe ce s-a două zile și am adunat 8 zile la rând. Pe urmă am intrat azi și din nou început, putem scrie ca două zi. Și aici deja s-au calificat la această monetă, deci au deschis-o, până când 15 oameni. Această monetă de pildă, 3172 de oameni au deschis. Profit, vedeți, eu din nou trebuie să mă calific la des. Eu am făcut 330, dar a fost săptămâna trecută. Deci dacă va fi un airdrop, moneta aceasta o să fie folosită și eu din nou o să trebuiască să o activez.
Și așa cu fiecare. Aici trebuie 5 concursuri, 50 de zile, 999 de venit, aici în deopște nu mă trebuie, am s-au calificat. La aceasta, niciunul nu s-a calificat aici. 8 concursuri, 80 de zile de adunat, 1500 profit, 1200 de oameni. Aici 8 s-au calificat, 3 concursuri, 30 zile. Deci uitați-vă și vedeți că ceasul de grabă eu s-au deschid. Un concurs și 10 zile la rând. Deci eu trebuia să mai continu, dar eu am întrerupt și... Deci avea să am 4 monete. Deci primele 4 acestea sunt cele mai repede se poate aduna. Restul deja sunt mai... valoroase monete, de ce și venitul din ele e mai mare. Fiind aceasta 27 o pășipa. Vede că aici depinde numai 3. Deci 400 de mii de satoshi s-au împărțit la 3 oameni. Pe 22 iulie a fost acest lucru. Aici 2 participanți. 388. 150. Tot 2 participanți. Deci unii apar aceste monete, uitați-vă. Este timer la airdrop-uri care trebuie să se întâmple. Pilul acesta pește 4 zile, el va starta sub numărul 33 și o să vedeți care monetă participă. Deci o să apară aici. Și dacă sunteți calificați, o să vedeți că scrie că e calificat. Dacă nu aveți moneta aceasta, scrie sorry, aveți host și moneta aceasta. Eu n-am avut-o, de ce n-am participat. Acum cu concurs. Ca să participați în concurs, folosiți acest cont de 10.000 de dolari pentru a cumpăra monete. Deci, mai mult nu puteți folosi decât 10.000 de dolari. Cum folosiți? Deci uitați-vă. Aici am scris cantitatea câte monete vreți cumpăra. De pildă acum prețul sau moneta ne arată în Bitcoin. Eu pot să aleg altceva, de pildă Ethereum, Ethereum. Unde vedeți alt preț? Aici deja pot scriu de pildă 10 monete. Și eu stau 4.737 de dolari. Deci inițial moneta se cumpără, apoi se vinde. Deci trebuie să prindeți momentul potrivit pentru a cumpăra. Deci ce înseamnă momentul potrivit? Deci, uitați-vă. Orice monetă ea ori crește, ori scade. Deci de pildă cel mai convenabil de cumpărat când moneta e jos. Deci a scăzut. Și observați că începe să crească. Deci aici ați cumpărat-o, aici ați vândut. Deci ea a scăzut, aici iar ați cumpărat, aici ați vândut. Ea a scăzut și tot așa. Deci aici pur și simplu graficul e mai lungă durată, dar luați pe pildă de la perioada mai scurt. Și vă orientați. Pildă în fiecare zi, ea crește, ba scade. Trebuie să cunoașteți puțin bazele la cumpărare-vânzare. Cum principiul de Forex. Când cumpărăm, când vindem. Cum să analizați, să vă uitați la grafice. Deci puteți chiar să puneți pe zi.
Зипре Андрускича. И пили чем монета, пили остаем тратла не было с кого там сайт. Дар и улад и студиац чели монеты кари сент. Aici ea. Deci uitați-o, care se duce în jos, de ce e de grav posibil că o duc în sus. Intrați pe grafic și vă uitați. Ce se întâmplă cu ea, de pildă dash. S-a luat, nu știu, 10 monete. 300 nu o să vă ajungă, am 24.000. Здесь депил. Я окрескут депил де ла 245 ла 270. Аз венду, то дичь, дар уйтац ватент, кай че ма есть там процент жумате, кари е сайту пенту транзакции, дичь, виниту трес фи май маре де он процент жумате. Дичь, прецу трес креаска, уйтац вачел пуцин ку 2%, 3. Де ла прецу ка нас компарат. Doar atunci puteți să vindeți ca să fiți în plus. Și asta luați în vedere. Deci uitați-vă tot ce trebuie să cunoașteți este scris pe site. Dați la traducere și citiți atent. Nimeni nu vă refuză să faceți acest lucru. Deci sunt 5 direcții. Deci intrați în fiecare și studiați. La invitat link-ul puteți să invitați pe aici, ori puteți direct să invitați. Și așa mai departe. Peste tot, intrați, studiați și... Deci mai este mult în accountul meu, ca aici. Deci uneori trebuie să apăsați mai multe ori. Sau intrăm în airdrop. Deci aici în airdrop este portofel unde scriază și forma unde se trimite pentru a face schimb. Monetele se vor da după 18 iulie. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.